dimineața, domnul Remus Ionescu. Bună dimineața. Cu un zi destul de animată, bineînțeles. Se face acolo un joc între Lună, Marte și Jupiter. Ne grăbim, căutăm tot felul de variante. Bine este să amânăm o alegere dacă nu este urgentă. Schimbare destul de importantă. Mercur a intrat în semnul Taurului și înclină balanța spre tabăra rece și umed, ploaie, de acum încolo pentru o perioadă. Un avantaj consistent pentru semnele de pământ, în special pentru Taur, pentru câteva zile. Iată ce anunțastele pentru cele 12 zodii. Berbec. Probabil că v-ați propus să faceți niște cheltuieli, să ai investiții mai serioase în săptămâna care urmează. Și începeți acum să studiați piața, să analizați variante. Vă dă de înțeles, ființa iubită, că s-ar bucura să petreceți mai mult timp împreună, să nu rămâneți doar cu amintirile de la sărbători. Taur. Posibil să intrați într-o rezervă financiară în aceste zile, căci apar tot felul de urgențe, ale voastre sau ale celor dragi. Se prea poate însă să refaceți această rezervă mai devreme decât estimați. Se va relua o colaborare, sunteți solicitați, este nevoie de voi. Gemeni. Depinde în bună măsură de voi să atenuați șocul unei discuții mai aprinse din zilele trecute sau să îndreptați o negociere spre încheierea unui contract. Vă hotărâți poate să reluați mișcarea și activitățile fizice, gradual, bineînțeles, ca să reveniți în formă maximă în câteva zile. Rac. Griji și emoții. Evenimentele par să se desfășoare mai încet decât v-ați fi dorit. O negociere pare să bată pasul pe loc. Vă veți adresa, eventual, cuiva de la eșalonul superior ca să vi se facă dreptate sau să vi se respecte niște drepturi. Leu. S-ar putea oficializa o promovare a voastră. Se validează rezultatul unui concurs pe care l-ați câștigat. Ar fi bine să mențineți motoarele la turație ridicată în perioada următoare, căci nu sunt deloc puține lucrurile pe care le puteți realiza până la concediu, până la vacanță. Fecioară. Zile animate și evenimente neașteptate. Se pare că veți lăsa deoparte tactul și diplomația acolo unde simțiți că este nevoie de o reacție rapidă sau de o mână forte. Se pare că se rezolvă destul de curând o problemă legată de finanțarea unui proiect care vă ține în priză acum. Balanță. Posibil să treceți pe la un traducător pentru niște acte și mai apoi să ajungeți la un notar ca să legalizați o situație. Poate găsiți o ofertă atractivă pe site-ul vreunei agenții de turism și nu vă va lua prea mult timp ca să-l convingeți pe partenerul de viață ca să faceți o rezervare. Scorpion. Cheltuieli diverse în această perioadă, pe lângă cele uzuale, rate, facturi, angarale, pot fi și unele la care nu v-ați fi gândit. Își amintesc de voi clienți din trecut și vă caută pentru o nouă tranzacție. Sau poate că vă recomandă niște cunoscuți de ei lor. Săgetător. O zi cu peripeții. Vi se cere părerea într-o chestiune cu caracter de urgență. Se poate să vă faceți un aliat din cineva care veniste la voi pentru niște nemulțumiri, reproșuri. Nu sunt excluse înțelegeri, neînțelegeri în relația de cuplu, dar ar fi bine să căutați cauza reală a acestora. Capricorn. Rezolvări diverse în aceste zile. Foarte important însă, simțiți că vă intrați în mână sau că vă dezvoltați abilități, vă șlefuiți un talent. Iar toate acestea, spre deosebire de alte perioade, le faceți cu zâmbetul pe buze, fără vreo strângere de inimă. Vărsător. Gândiți poate să vă amenajați un colț în casă, drept birou, atelier, sau poate că cel mic și-ar dori așa ceva și îi veți asculta dorința. Aranjați poate o șuietă cu prieteni apropiați chiar la voi acasă, căci nu prea sunteți dispuși să ieșiți din casă în această perioadă. Pești. O dilemă legată de o investiție. Are prioritate locuința sau chestiuni de serviciu, de afaceri? Sau poate că faceți acum un efort considerabil ca să le rezolvați pe ambele, chiar dacă va fi nevoie să vă restrângeți pentru o perioadă de la anumite cheltuieli. Să avem o zi bună! Să avem o zi foarte bună, domnul Remus! Vă mulțumim tare mult! Bine, o să avem...